mic. Să nu judeci pe nimeni, să nu urăști pe nimeni. Și nu te vei mai tulbura. Cum adică să nu doresc nimic? Vreau să nuanțez puțin. Nu înseamnă că trebuie să fim apatici și să nu vrem nimic. Poți să ai dorințe, dar toate dorințele tale pune înaintea lui Dumnezeu astfel. Doamne, eu vreau Lamborghini. Eu vreau Ferrari. Eu vreau iPhone nu știu care. Eu vreau servici nu știu unde. Eu vreau salar nu știu de care. Eu vreau să dobândesc cu tare lucru. Dacă crezi că mi-e de folos și nu-mi pierd mântuirea, fac-se voia ta, Doamne. Și atunci eu nu sunt atașat de patima, de problema respectivă. Dar dacă eu vreau neapărat ca eu să mă vindec astăzi și Dumnezeu nu-mi ascultă rugăciunea, că El știind în înțelepciunea Lui că mai trebuie să pătimesc puțin spre mântuirea mea, mă nervează la maxim Dumnezeu. Și eu mă rog Lui de 20 de ani. Pentru că mă cred mai deștept ca Dumnezeu din perspectiva veșniciei. Vreau să rețineți următorul aspect. Pe Dumnezeu nu-L interesează mai mult bunăstarea mea vremelnică decât cea veșnică. Dumnezeu urmărește în primul rând veșnicia mea fericită. Și dacă eu, legându-mă sau lipindu-mă în mod pătimaș de jucăriile din planul ăsta trecător, uit de Dumnezeu, s-ar putea Dumnezeu să îngăduie să mi se ia jucăriile. Și mă mir, de ce, frate, afacerea mea nu mai merge? Pentru că prin afacerea ta n-ai mai avut timp să zici o rugăciune, să-ți vezi de suflet, să vezi de familie și de alte lucruri esențiale și importante. Și în loc să-i spui, Doamne, mulțumesc că m-ai oprit la timp, că îmi pierdeam mântuirea dacă Tu nu interveneai prin bunătatea și înțelepciunea Ta. Citiți numai, este o broșurică a Sfântului Porfirie din Grecia despre boală. Ei mulțumesc lui Dumnezeu pentru bolile pe care mi le-a trimis. L-am rugat de tânăr să-mi trimită cancer. Rămâi șocat, adică nu poți să le citești un om obișnuit. Cum să, bă, fratele meu, să-ți trimită cancer? Atâta har i-a dat Dumnezeu la început, el vrea să pătimească pentru Hristos și vrea cancer. Și Dumnezeu nu m-a ascultat la început, dar după aia mi-a dat și cancer, și boli cu ochii, și cu inima, și cu atâtea de rămâi când citești toate bolile care le are cu părinte. Și el era bucuros și mulțumea Dumnezeu cu lacrimi pentru bolile pe care le avea. E o abordare șocantă pentru omul modern. Cum să te bucuri să ai boală? A venit o femeie la părintele Paisia Ghioritu și a spus, părinte, am răni care nu mi se mai închid. Și părintele a spus, da, dar prin ele se vede cerul. Gândiți-vă, sunt oameni care sunt atât de împrăștiați și de risipiți că nu au timp de cele duhovnicești. Dar când te oprește boala, nu mai ai timp de risipiri. Schimbi priorități. Mi-a spus un om, zis, părinte, până nu am avut un diagnostic șocant, mergeam la biserică și mă mai rugam așa, dar acum am învățat să mă rog. Și l-am simțit pe Dumnezeu. Am simțit atingerea lui Dumnezeu. Sau când cineva drag dintre noi se îmbolnăvește sau pătimește ceva, atunci vedem că se roagă cu lacrimi surioara, fratele, soțul sau temir cine altcineva dintre cei dragi. S-ar putea prin această suferință trecătoare, vreau să rețineți, trecătoare, să dobândim fericirea veșnică. Dar dacă noi vrem aici, acum, să fim fericiți veșnic, ne deranjează suferința din planul ăsta trecător. Vreau să fiți oameni duhovnicești. Și poftim, uitați, în capitolul 6 despre voia lui Dumnezeu și libertate, înseamnă să mă predau pe mine voii lui Dumnezeu. Iată cum putem verifica un test foarte simplu. Spune Sfântul Siloan, cum știi dacă viețuiești după voia lui Dumnezeu, dacă te-ai predat pe sine voia lui Dumnezeu sau dacă nu? Uitați-vă, ascultați, dacă te întristezi pentru un lucru oarecare, înseamnă că nu te-ai predat voia lui Dumnezeu. E foarte simplu. Cine viețuiește după voia lui Dumnezeu, acela nu se îngrijește de nimic în mod pătimaș. Și dacă are nevoie de vreun lucru, se predă și pe sine și lucrul respectiv lui Dumnezeu. Și chiar dacă nu-l dobândește, rămâne la fel de liniștit ca și cum l-ar avea. Înseamnă că nu-mi trebuie. Tu știi mai bine, Doamne. Am încredere în Tine. Fă cum crezi de cuvință. E mare lucru să te predai voia lui Dumnezeu. E mare lucru să ai încredere în Dumnezeu. Și din nou,
Vă mai recomand ceva, notați-vă în... Maria, nu-i voie să faci metanii de praznici, dar o adormiți, sărăcuță. Să știți că multă lume spune, părinte, aveți niște predici extraordinare, așa de bine dorm pe predicile dumneavoastră. A zis că mi le pun și așa dorm. Fain, că aveți o voce bună, plândă, așa, mai zbere eu câteodată. Da. Văd că așa e o voce plăcută, așa fain dorm pe predicile noastre. Zic, păi ar trebui să le vând acum pentru cei care au probleme cu somnul. În Filocalia numărul 9, sunt doi autori. Sfântul Ioan Scăraru, care a fost prăznuit recent, și Ava Dorotei. La mama în brațe mai sigur, dacă pici, pici pe ceva moale. Și are Ava Dorotei un capitol 13, uitați cum se intitulează, despre trebuința de a răbda încercările fără tulburare și cu mulțumire. Citiți-l acasă. Nu vreau să vă împovoresc cu foarte multe informații, dar uitați-vă, ne învață cum să purtăm fără tulburare cele ce vin peste noi. Deci, încă o dată, repet, Filocalia 9, capitolul 13. Când vin data viitoare, vă verific. Cine nu știe, n-a citit, vă pedepsesc aspru. Și vreau să vă mai citesc ceva de la Părintele Arsenie. De fapt, ce urmărește Dumnezeu în legătură cu noi? Ceea ce urmărește Dumnezeu în tot chipul e mântuirea sau întoarcerea noastră spre El și acasă. Chiar dacă mai rămâne, rămânem și în viața aceasta. Oamenii însă legați în neștiință, scurți la minte și slabi în credință, urmăresc viața pământească și toată mâhnirea lor este pentru trupuri și pentru lucruri. Vine omul și rar om să-mi spună să se plângă, părinte, îmi bat joc de sufletul meu. Părinte, m-am îmbolnăvit, roagă-te pentru mine, trupește. Dar boala sufletească nu și-o văd. Părinte, am avut pagubă, uite, cineva nu mai dă bani înapoi. Amintiți-vă de Domnul Hristos care le vorbea de împărăția cerului. Le vorbea de viața veșnică. Și vine unul și spune, Doamne, spun lui fratele să împartă pământul cu mine. Băi, frate, cine m-a pus împărțitor? Nu pentru asta am venit. Dă-i ticălosule pământul. Nu pentru dreptatea asta omenească am venit eu, ci pentru viața veșnică. Vreau să vă spun că voi sunteți făpturi cerești în corturi pământești. Casa voastră nu e aici. Sunteți într-o perioadă scurtă de examen. Inima, mintea, lipiți-o de cele veșnice. Nu o lipiți de cele trecătoare. Pentru că vă veți întrista în veacul ăsta. Că de ce? Da, dacă mi se întâmplă ceva. Da, dacă nu. Bă, fratele meu, ce ți se poate întâmpla ție dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu? Dacă mori, câștig. Dacă trăiești, câștig. Dacă pierzi totul, câștig. Nu ai ce pierde din perspectiva duhovnicească. Dar dacă tu ești lumesc și trupesc, tristețea, nemulțumirea, frica vor fi permanent cu tine. Deci rezolvarea problemelor, iubiților, este să fim oameni duhovnicești. Oare cât am vorbit, părinte? Ia vezi acolo. Să nu exagerăm. Nu știu la cât am. Cam o oră, așa-i? Adică stai că fost și rugăciunile de seară. Nu puteți. Cel ce nu primește întâmplările, iată, continuă Părintele Arsenie, care îl depărtează de patim, acela fuge de ceea ce nu trebuie să fugă. Drept aceea, până nu vom ajunge de aceeași părere cu Dumnezeu despre viața noastră pământească, precum și despre cealaltă, de pe celălalt râmp, nu vom avea liniște în suflet. Nici unii cu alții și nici sănătate în trup și nici o rânduire omenească. Trebuie să ne plecăm, continuă Părintele Arsenie, înțelepciunea tot știutoare lui Dumnezeu, să avem încredere în înțelepciunea lui Dumnezeu și în purtarea lui de grijă. Amintiți-vă ce spune Hristos. Niciun fir de păr din capul vostru nu cade fără știrea stăpânului. Cât sunteți voi mai de preț decât păsările? Că și de păsări mi-e milă și le iubesc. Dar voi sunteți mai de preț pentru că voi sunteți făcuți după chipul lui Dumnezeu. Sunteți făpturi cerești mai mult decât pământești. Când ne plecăm capul și vrem și noi ce a vrut Dumnezeu, în clipa aceea căpătăm liniștea sufletului. Iată de ce depinde liniștea. Să mă acordez cu Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu.
și să spun, Doamne, în mâinile Tale îmi las sufletul meu, viața mea, rânduiește-mi ce crezi de cuvință. Așa spun părinții, un călugăr când vine la mănăstire și vrea să facă ascultare, trebuie să spună starețului așa, Părinte, fă borș cu mine, fă ce vrei cu mine, numai să mă duci la Hristos. Trebuie să te lași. Du-te și pune ceapa cu rădăcina sus, să fie blagoslovit. Du-te și adu apă din râu cu coșul de nuiele, să fie blagoslovit. Nu trebuie să te mai bazezi pe logica ta trecătoare și păcătoasă. Sunt pilde în sensul acesta, amintiți-vă, pilda cu coșul cu bălegar, o știți. Ați uitat-o. O știam, părinte, te-am uitat. Un tânăr vine la mănăstire și starețul îi spune, uite, coșul de la bălegar, să aduce apă de aici, din râu de aproape, să uzi grădina. El, săracul, se duce, coșul cum era plin de bălegar, mai lua câte un pic de apă. După ce s-o spăla ca lumea, săracul chin. Se ducea și stropea un pic așa, cu cât strop rămânea. După o săptămână sau două, starețul, slavă Domnul că o plouat, că o nădejde la stropirea ta, nu făceam nimic. Și el spune, părinte stareț, oare de ce, uite, lucrul ăsta, ascultarea asta inutilă mi-ați dat-o. Zic, copile, tu mi-ai spus acum două săptămâni că te plictisești la slujbe și nu înțelegi de ce atâta slujbă și atâta rugăciune, că eu nu înțeleg nimic oricum acolo și nu pot să fiu atent la slujbele alea. Și o să vezi, fiule, tu ești coș, asemănător cu coșul de cu bălegar. Ești plin de bălegar, de lucruri inutile, de gânduri inutile, de impresii inutile. Și apa o asemănăm cu slujbele bisericii. Hristos spune, cel însetat să vină la mine și să bea. Eu îi voi da apa cea vie. Este harul Duhului Sfânt care vuiește în biserică, iubiților, care vă așteaptă să vă îmbibe de har, să vă umple de nădejde, de credință, de putere. Aparent eu merg la biserică, nu vă înțeleg mare lucru, dar participând des la slujbele bisericii, balega să curăță de pe mine și eu devin un coș curat, luminos. Iată rostul slujbelor, să ne curățe de zgura păcatului, de ticăloșia păcatului, ca să ajungem curați la Hristos, iubiților. Chiar dacă aparent la început nu înțeleg mare brânză, trebuie să particip. Nu știi cum prind un cuvânt acolo, amintiți-vă de omul care a spus pe mine, o muscă m-a convertit la creștinism. Cum așa? Era un om pasionat de muzică, îi plăcea un cor de la o catedrală, cânta ungerește. Și mergea pentru corul respectiv, se ducea, dar când părintele ieșea la predică și-a stufa urechile. Ura pe preoț. Preoțul slacu. Sticăloși. Mănâncă fiecare zi. Se îmbracă ticăloși. Au mașini. Au case. Respiră același. Nu, ar trebui să fie îngeri. Să fie îmbrăcați în lumină, să, nici să respire, să ne iei oxigenul. Ar fi foarte frumos. Dar Dumnezeu a pus oameni obișnuiți care trebuie și ei să-și grijească cochiii, familia și trebuie să mănânce. Și ne enervează treaba asta. Și el își astupa urechile. Dar o muscă, într-o zi, necăjindu-l așa, a dat cu mâna după muscă și a auzit cuvântul preotului, de fapt a Domnului Hristos, cine are urechi de auzit, să audă. Și a fost atent și l-a pătruns la inimă cuvântul predicii și nu-și mai astupa urechile și așa încet, încet a ajuns și el la credință. Pentru că cuvântul, iubiților, credința vine prin auz și apoi încet, încet participă și inima și omul caută să-L urmeze pe Hristos chiar și cu toată inima Lui. Dumnezeu ne caută, ne cheamă, ne strigă, dar dacă nu vrem să înțelegem, începem să ne urmărească cu primejdii și nepaste viața. Iată, iubiților, să nu dăm vina pe situația exterioară, ci să spunem, Doamne, noi suntem vinovați pentru pandemia asta, cu păcatele, cu lenea, cu trândăvia noastră. Și ai fost nevoit să îngădui aceste ticăloșii ca să ne întoarcem la Tine, să Te căutăm pe Tine. Câți oameni nu spun în condițiile astea de pandemie sau când intră în spitale și văd deznădejdea și suferința oamenilor, nu ajung să zic o rugăciune să se întoarcă către Dumnezeu. De aceea, în aceste momente, iubiților, de durere, de suferința celor dragi, s-ar putea să ne apropiem mai mult de crucea lui Hristos. Iată, vine săptămâna patimilor. Nouă ne place un creștinism până la florii. Da, ăsta e creștinism bun. Hristos învie pe Lazar, Hristos vindecă neputințele, transformă apa în vin. Cei de la Jidvei ar fi preferat un astfel de angajat, că nu mai erau nevoiți să planteze atâta. Apă este, slavă Domnului, le-ar fi plăcut un astfel de angajat.
Două tone avem nevoie de vin, adu apa, transformă în vin, de care vreți, fetească, regală sau ce ați dori. Sau vin roșu. Cât nu ne place când înmulțește pâinile și pești. Extraordinar. Asta creștinism ne place nouă. Dar când Hristos se lasă scuipat, bătut, pălmuit, răstignit, omorât, chiar și ucenicii apropiați îl părăsesc. Și majoritatea dintre noi strâmbăm din nas, cârtim, fugim de Hristos. Vreau să vă invit să-L urmați pe Hristos până la răstignire, pentru că în creștinism, iubiților, răstignirea nu este sfârșitul. După răstignirea egoismului și a patimilor noastre vine învierea. Crucii tale ne închinăm Hristoase și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim. Amin. Întrebări. Răspund la două întrebări scurte. Oamenii nu au întrebări. L-ați oprit pe Rareșu. Puteți și verbal să spuneți dacă aveți întrebări. Dacă nu, facem o rugăciune și mergem acasă. Cum doriți dumneavoastră. Am văzut în general oamenilor le rușine așa să vorbească în public. Trebuie să ai nesimțirea unui preot sau a unui călugăr să poți vorbi în public. Deci nu sunt întrebări, așa e? Ba da. Sunt întrebări? Aduc câteva câte ai adus deja. Da. Și poate oamenii între timp prin curaj și pun întrebări inutile. Azi-o. Ar fi tare acum să mă întrebe cineva. De ce Dumnezeu a îngăduit să mă pună? Părinte, cum să ne rugăm lui Dumnezeu să fie primită rugăciunea, dar să o facem în timp scurt? Apropo, să știți un lucru, iubiților. Amintiți-vă de părintele, minunatul părinte Arsenie Papacioc. Ce spune? Orice clipă poate fi un timp și orice suspin o rugăciune. Și sunt momente în care poate rugăciunea mea aia de jumătate de oră nu valorează cât strigătul ăla din toată ființa mea într-un moment deosebit. Eu știu că e grea rugăciunea, dar nu există nimic mai folositor pentru suflet decât o rugăciune de calitativă. Părintele Teofil ne tot povestea o pildă cu un părinte din trimis de cumva așa trimis la o mănăstire atonită ca să întemeieze o mănăstire apoi în Ardeal. Era vorba de Sâmbăta. Părintele Serafim Popescu. Părintele Serafim era o fire sociabilă, prietenos, un suflet deosebit, un om cald, un om frumos, dar nu avea experiența rugăciunilor interminabile slujbilor de la Atos, fratele meu, care câte 7-8 ore în biserică pe zi. Și la canoane acolo de multe ori scrie la canoane, la utrene, să citești de 2 sau de 3 ori. Și părintele Serafim, de lipsa de răbdare, citea numai o dată. Și starețul îi spunea, tu nu vezi, bă, acolo că scrie de 2 ori? De ce nu citești de 2 ori? A, părinte, și așa slujba e lungă. Și că e lungă lenea ta, mă. Deci, nu problema că rugăciunile sunt lungi. Lenea noastră e mare, iubiților. Gândiți-vă la următorul aspect. Sunt tineri îndrăgostiți care stau lipiți unul de altul cu orele și nu se plictisesc. Dacă noi l-am iubit cu adevărat pe Dumnezeu, nu rugăciunea ar fi lungă, ci timpul ar fi scurt. Mi-a spus o fată, zice, părinte, sper că în rai nu sunt slujbe așa lungi, ca la mănăstire. Și i-am spus, în rai va fi ca în săptămâna luminată. Știți cum e săptămâna luminată? Slujbele scurte. Și sunt frumoase, sunt luminoase, sunt pline de săltare duhovnicească. Așa că vom fi într-o stare de rugăciune, iubiților, dar într-o rugăciune cu bucurie. Nu de asta iară rugăciune, iară slujbă, iară... Hai, nu sunt mai gata. Nu. Va fi o bucurie să te rogi. Dar rugăciunea, practic, îngerii se hrănesc cu rugăciune. Alipirea cu drag a inimii, a gândului de Dumnezeu, este o stare de rugăciune. Nu trebuie să stăm în genunchi tot timp. Eu pot să merg pe stradă și să mă opresc să admir o floare. Acum o înflorită. Și să zic, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Cât e de minunată creația ta, cât de minunată ești tu, Creatorule. Vreau să te cunosc, Doamne. Vreau să te văd în vecii vieții. Să nu mă lipsești de această bucurie. Slavă ție! Un răsărit de soare, o pasăre frumoasă, o creație al Dumnezeu. Opriți-vă și admirați și săriți în sus de bucurie. Un profesor universitar a mers la căsuța lui
la căbănuța lui și și-a pus o cană de ceai, a luat o lingură de miere și a zis câte flori și câte albine au fost de față sau au fost nevoie să participe, să creeze această minunată lingură de miere. Dar dacă el ar fi fost duhovnicesc ca mine, să nu fie spre laudă, ar fi spus: Dumnezeu m-a înzestrat cu papilă gustativă, olfactivă, cu ochi, să văd, să gust, să mă bucur de această creație. Doamne, slavă Ție! Îți mulțumesc pentru darul Tău. Devii recunoscător. Recunoștința sporește iubirea față de dăruitor. S-ar putea eu să nu văd jertfa soției, cu câtă osteneală și cu câtă dragoste, câtă dragoste se ascunde în spatele faptului că ea îmi face de mâncare, că ea îmi spală hăinuțele, că ea menține casa curată. Și invers, s-ar putea o soție oarbă, duhovnică, să nu vadă jertfa soțului care se ostenește să aducă în casă cele necesare. Și de aceea suntem nemulțumiți tot timpul și bosunflați. Dar dacă el ar veni și, dragul meu, îți mulțumesc frumos, dă-mi voie să te îmbrățișez, mi-a fost dor de tine. Nu mă plictisesc niciodată în prezența ta. E cu totul altceva, iubiți. Învățați recunoștința și față de Dumnezeu și pe orizontală. Îți aduce o bucurie extraordinară. Mamă, îți mulțumesc. Surioara mea, Dumnezeu să o binecuvinteze, este cea mai cuminte copilă din Cluj, luminoasă. Numai când a ajuns să aibă copiii ei, i-a spus maică-mi, mămica, zic, mămică, acum abia îmi dau seama cât de greu ți-a fost cu noi trei când am fost mici. Experiența ne arată. Până atunci, ce să ai doi, trei copii? Ce e așa mare greutate? Și la somn, și la program, și la osteneală, și la mâncare, la toate, egoismul nostru sare în sus. Bineînțeles, nu-i cazul dumneavoastră, dar sunteți oameni de jertfă. Dar ceilalți care nu vin la biserică ca și dumneavoastră, suferă, săraci. Părinte, cum putem să ne descoperim darul pe care ne-l-a dat Dumnezeu în privința carierei? Dragilor, eu cred că printr-o legătură strânsă cu Dumnezeu, dar și printr-o deschidere către cei apropiați ai noștri și printr-o atenție către noi înșine. Dacă eu țin legătura cu Dumnezeu, am o minte luminată și urechile destupate către Dumnezeu. Dacă eu sunt atent față de mine și față de sens, ar putea fi atent ce frumos desenez. Mamă, dar ce voce plăcută ai! Uite că tu ai spirit de... Când m-am dus să joc cu copiii, organizat pe toți acolo, frate, deci... Ăsta e spirit de conducător. Fii atent la el. Tu faci aia, tu faci aia, tu faci aia. Da? Eu stau și primesc masajul de la voi, da? Voi mi-aduceți mie tot, da? E, dacă noi suntem atenți la noi înșine, față de cei din jurul nostru care observă lucrurile și față de Dumnezeu, cu mai multă ușurință vom observa darul sădit în noi de Dumnezeu. Spre slava Lui și spre folosul semenilor noștri. Ce să facem când ne îngrijorăm despre ce se întâmplă în lume? Vaccinuri, buletine electronice, ce facem dacă devin obligatorii? Dragilor, e o problemă gravă dacă devin obligatorii. E o problemă foarte gravă pentru că ne forțează libertatea noastră. Noi ar trebui să luăm atitudine să nu fie obligatoriu, să-ți bage pe gât orice serviciu medical. Dar luat atitudine frumos, cu respect. Eu nu cred că de vaccinul ăsta trebuie să ne temem atât de mult. Vă spun sincer, nici eu nu sunt lămurit în privința lui. Nu mă forțează deocamdată, nu-l fac, dar poate e bun, poate nu-i bun. Ați văzut, sunt situație și situație. Nu se mântuiește cel care renunță la vaccin dintr-o dată și nu-i mucenic și nu mi se pare că e pierdut pentru Hristos cel care își face vaccin. Am mulți cunoscuți care și-au făcut vaccinul și nu mi s-a părut la spovedanie că s-au îndrăcit sau au crescut coarne sau alte lucruri. N-am observat deocamdată. Poate în timp o să le iasă coarnele. Dar eu cred că noi ne concentrăm pe ceva greșit. Uitați-vă tâlcuirea Sfântului Maxim Mărturisitorul legat de pecetea pe mâna dreaptă și pe frunte. El spune, orice om care gândește cele ale demonilor căzuți și lucrează păcatul, este pecetluit de cel rău. Vedeți, noi la maslu în special miruim fruntea și mâna. Tocmai în sensul ca să ne dăm seama că
Gândirea și lucrarea trebuie puse în slujba lui Dumnezeu. Mi-a spus un părinte de la Athos, un părinte foarte duhovnicesc, nu vă temeți atâta de buletinele astea electronice. Fostul stareț de la Prodrom, care a fost în mănăstire cu părintele Cleopa, părintele Petroniu, Tănase, care era un uriaș duhovnicește vorbind și un om, vă spun sincer, de o nevoință extraordinară și în spațiul ăsta duhovnicesc, inclusiv grecii profesori veneau legat de Sfântul Maxim Mărturisitorul și cereau sfatul. Era un om foarte duhovnicesc. Și el mi-a spus să nu acceptați pe corpurile voastre niciun fel de cipuri, niciun fel de prostii. Nu trebuie să vă impună. Și dacă ei vă vor forța să vă pun aceste lucruri, nu sunteți pierduți, sunteți niște mucenici. Adică lepădarea de Hristos trebuie să fie cam cu voia noastră. A, păi, da, ce o să mănânc? Da, nu mai pot merge la Lidl și la Penny și la Kaufland. Da, păi, da, nu, dacă nu am cartelă și... Mă duc, da, ce să fac? Să mor de foame? Da, mă înțelege Hristos. Iubiților, lipiți-vă autentic de Hristos. Și o să rămâneți surprinși că vă va învăța ce și cum să faceți la timpul potrivit. Părinte, cum să ne comportăm cu copiii care sunt prea lipiți de ecrane, jocuri, telefoane, etc.? Dezlipiți-i de ecrane. Mi-am dat seama de următorul lucru, iubiților. Noi, de obicei, mergem la copii și le luăm telefonul din mână, dar nu le dăm altă alternativă și câte sunt mici, nu le cultivăm anumite, să zic așa, pasiuni sănătoase și frumoase. Dacă eu de mic încep să-l scot afară și îi dau ceva anumite unelte, să facă și el, să miște sau îi cultiv dragostea de artă, de sport, de muzică, de mic. Și el inclusiv când folosește ecranul, el folosește tocmai pentru lucrurile care el e pasionat de ele. Și petrec timp cu el. Mi-a plăcut foarte mult într-o conferință Sorin Mihalache, diaconul Sorin Mihalache spunea că noi venim în întâmpinarea brațelor deschise a copiilor cu lucruri văzute și îi băgăm în brațe. Ține smartphone, ține tabletă, ține jucărie, ține cutare. El vrea să mă îmbrățișeze pe mine și eu îi dau lucrurile văzute. Și apoi ne mirăm că el e împătimit de lucrurile văzute. Eu vreau să am timp pentru mine, să merg la pescuit, să merg la vânătoare, să mă duc la Temir ce plimbare. Faceți-vă timp pentru îmbrățișarea copiilor ca să vă îmbrățișeze pe voi și copilul asta vrea la început. Dar dacă mama nu are timp să-l îmbrățișeze, nu vezi că am de făcut curat, nu vezi că am de făcut mâncare. Fă cu fetița aia de 4-5 anișori împreună mâncare. Draga mame, hai și tu aici, uite scaunelul pentru tine, ia și tu aici și rupe ceapa asta sau fă ceva acolo. Uite, adun cârpa, adun buretele. Deci vă spun, mie... Noi așteptam ca și copii și eu mi-aduc aminte din experiența, săream în sus când venea tata acasă sau mămica acasă să venea și să fim lângă ei. Și dacă era obosit și plictisit, lasă-mă în pace că s-a obosit sau asta, nu ne plăcea. Dar atunci era program al la Ceaușescu. N-aveai telecinemateca de Ghiozdan sau un desen animat dacă îl prindeai. Era, băi, acum omul are divertismentul în buzunar. Are drogul în buzunar, el oricând vrea, îl deschide. De aceea e foarte important nu atât să le impui, să-l lovești peste mână, ci să-i cultivi, să-i dai altceva în schimb, să-l iubești autentic și să-i spui dragul tati și dragul mame. Și poate la timpul potrivit, nu când el deja pipă marihuana și te miri ce alte dependențe are și tu te bași peste el, că s-ar putea să-ți răspundă necorespunzător, să rămâi surprins ce ai crescut. Zi, moșul, ciocul mic, bani mai ai, dă încoace, mi s-a terminat. Am furat tot ce ai avut acolo în dulap, când ai ascuns în ciorapul ăla. Unde mai ai ascuns bani? Poate îți dau două. Să fiți cu grijă. Suntem responsabili pentru creșterea copiilor noștri. Dar nu așa că le băgăm pe gât, ci colaborăm cu ei. Iubindu-i. Părinte, care este părerea dumneavoastră despre vaccinul Pfizer? Modifică ADN-ul uman. Ne predăm celui rău sufletul. După părerea mea, și altor specialiști moldovieni și britanici, nu știu despre ce e vorba. E o noutate în spațiul medical, iubiților. Trebuie asumat. Și nefacerea vaccinului, și facerea vaccinului. Dacă îl faci, îți asumi urmările. Dacă nu îl faci, îți asumi urmările. Sunt lucruri care trebuie să le asumi personal. Când am mers la mănăstire, aveam un duhovnic care mi-a spus, de ce nu mi-ai spus că mergi la mănăstire, cât spuneam eu la ce mănăstire să te duci? Cu ceva un an înainte, vreau să-mi bage pe gât și nevastă. Și am zis, părinte,
Nevasta și mănăstirea ne-o aleg eu, blagoslovit și iertați. Nu te bagi peste mine, da? Poți să-mi dai un sfat, dar nu mă duc unde vrei tu, mă duc unde cred eu sau unde mi-aleg eu singur, ca să nu-ți scot ochii după aceea, ce mănăstire m-ai trimis? Tu mi-ai spus. Vedeți, de asta e bine și părinții, când copiii își aleg soția, sau asta, dacă vezi că eu ales greșit, mai multă rugăciune decât sfaturi, interdicții sau blesteme. Dragul mame, tu ți-ai ales-o. E mai ușor să spui, ei mamă, ne-ai băgat-o pe gât, uite-o. Sau invers. De unde să știm care este limita insistenței în a-i convinge pe cei dragi să meargă la biserică? Ce înseamnă a fi delicat? Dragilor, se vede pe chipul celui care e înviț la biserică. De multe ori e un senzor foarte precis. Strâmbă de înarmă, hai lasă-mă în pace. Deci trebuie să simți anumite lucruri, dar într-o relație de iubire autentică, îl simți înainte de a-și schimba grimasa. Mi-a plăcut cineva, un părinte spunea că fața ne-a dăruit-o Dumnezeu, expresia feții o ține de noi. Dacă tu îl iubești autentic pe celălalt, îl simți înainte de a îi spune dacă va primi sau nu va primi cuvântul tău. Și poți să-i spui delicat în sensul următor, dragul meu, ești liber să faci ce vrei tu, dar dacă nu mai vii la biserică, nu mai îți fac de mâncare, nu-ți mai spăl hainele, nu mai vin acasă, nu te mai primesc în pat lângă mine, Doamne ajută! Nu așa, dragul, nu așa. Deci încercați să-l îndemnați cu iubire și cu respect. Gândiți-vă cam cum ți-ar plăcea ție să te invite cineva la biserică. Eu cred că fiecare om știe ce înseamnă delicatețe, așa a fost atins de delicatețe. Și am văzut, din păcate, în relațiile între persoanele iubite, de multe ori intervine bădărânia. Auzi, fă ceva de mâncare. Du-te, bă, de aici, alte... Nu-i frumos. Să fiți mai atenți, băieții sunt mai insensibili, mai bădărani în general. Dar fetele sunt materiale foarte sensibile. Și așa de ușor să rănesc, și așa de greu să vindecă. Băieții, trebuie să fiți cu mare grijă. Deși acum am văzut o nouă generație de bărbați feminizați de ăștia care sunt la fel de sensibili și la fel de... Mare grijă să fie modele sănătoase în familie, să fie bărbatul bărbat, femeia femeie, să fie toți la locul lor, că atunci copiii cresc derutați, iubiților. Nu mai știu ce este. Părinte, cum reușiți să vă păstrați starea de liniște, să trăiți tot timpul cu bunătate și atâta dragoste de aproapele? De ce? Deși avem de toate, avem impresia că nu avem nimic. Cum putem dobândi pacea și liniștea sufletească? Nu mai ancorați în Hristos, iubiților. Nu vă băzați pe nimic din voi. Deci cine s-a lipit, cum vă vedeți, ce spune Mântuitorul? Cine și-a zidit casa pe stâncă, furtunile nu vor dobărâ. Cel ce ascultă cuvântul meu și îl păzește, el și-a zidit casa pe stâncă. Păziți cuvântul Domnului Hristos, păziți poruncile, de fapt recomandările firmei producătoare cerești, care vă spune că sunteți niște ființe sensibile la păcat, ocoliți păcatul. Virtutea este pentru voi uleiul recomandat de firma producătoare, care mașinăria dumneavoastră va funcționa perfect. Iubiți virtutea, iubiți-L pe Hristos, păziți-i poruncile și atunci veți avea odihnă și în furtună. Și în ispite și în încercări veți fi în pace și în liniște, știind, având încredere în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Numai astfel. Dar dacă vă bazați pe temirce dribbling-uri psihologice și psihiatrice, veți avea poate un pic de echilibru în planul ăsta trecător. Dar perspectiva veșnicie nu o veți avea. Iată, ei sunt limitați, iubiților. Și nu-i rău, ne putem folosi. Dar un psihiatru ortodox mi-a plăcut, credincios, după părerea lui spunea că 95% dintre problemele psihologice, psihiatrice, sunt legate de păcat. Păcatul naște suferință. Vreți să suferiți ca proștii? Păcătuiți. Vreți să aveți pace? Iubiți virtutea, lucrați virtutea, lipiți-vă de Hristos și pacea va veni în casa sufletelor voastre. Cum spune Hristos? Pacea mea vă dau vouă, nu cum vă dă lumea. Nu pacea e instabilă, că dacă sunt bunăstare, sunt pace. Dacă nu mi-am lovit mașina, sunt pace. Dacă nevasta îmi zâmbește, sunt pace. Eu pot să fiu în pace și ea dacă îmi zâmbește sau mă sfădește. Știți celebra Xantipa lui Socrate. Venise un prieten la filozoful Socrate și ei povesteau ceva. Și cicălitoarea și
răutăcioasa Xantipa a venit peste ei și a început să-l cicăle pe Socrate. Atât al tocat la cap, a văzut că nu o bagă în seamă, a luat un vas cu apă și l-a turnat în cap. Și el foarte calm spune, după atâtea tunete și fulgere, era firesc să plouă. Nu l-a scos din așa și nu știa de Hristos. Deci există un echilibru și fără Hristos, dar eu vi-l recomand pe cel cu Hristos pentru că echilibrul veți păstra și dincolo. Părinte, cum să-i facem pe copii să vină cu drag la Sfânta Biserică, să iubească cele sfinte și să fie ascultători de părinți? Cred că cea mai tare treabă e să fii tu autentic. Să fii tu cel care îl iubești pe Hristos. Și copilul să simtă bucuria din interioritatea ta și să-i o transmiți cumva prin tine. Dar dacă eu nu trăiesc creștinismul și bucuria și pacea nu-i cu mine și nu mai bag pe gât creștinismul copilului, minune să... Și trebuie să fii chiar în relația cu copiii foarte delicat, să le explici anumite lucruri, să povestești cu ei, să le spui, dragul tate, eu știu că... Uitați-vă, am citit pe părintele Roman Braga, o mărturisire, o cărțulie, o broșură, de fapt, micuță, a părintelui Roman Braga, spunea când erau mici, maică-sa ar fi vrut să meargă la mănăstire și părinții au căsătorit-o cu forța. Și când erau ei micuți, îi ducea la o mănăstire din apropiere și îi ținea la toate slujbele alea lungi și obositoare. Și ei copiii, noi copiii, o iubeam pe mama, dar ne era greu ca și copii și ne dureau picioarele și spuneam, mami, că ne dor picioarele. Și ea era foarte prinsă acolo, era adâncită în rugăciune și spune, dragi mame, noi nu știm să ne rugăm. Măcar durerea asta de picioare să-i o dăm lui Hristos ca o rugăciune, în locul rugăciunii. Și știți cum e... Dacă tu îl iubești pe copil și copilul te iubește, stă lângă tine acolo. Și nu știi cum un cuvânt acolo îl pătrunde în inimă. Dar dacă tu nu-l iubești autentic, și am văzut relații în care le impune, ea vine și zbiară acasă și trântește și n-ați făcut nimic de ce am spus eu și nu m-a ascultat și ea vine stresată de la servici, zăpăcită de servici și stresează și copiii acasă și părinte, copiii mei s-au agitat și... Zic, Doamne, dar tu știi ce ești tu? Uite-te la tine un pic în oglinza sufletului tău. Tu ești agitată. Dacă tu vei fi pace, liman, al liniștii, copiii agitați venind acasă vor veni îmbrățișați de liniștea din tine și vor spune, mama, de unde are liniștea asta? Și chiar dacă copiii poate nu vor merge la biserică, dar își vor aminti de pacea mamei. Cum eu m-am amintit de pacea și de rugăciunea intensă a bunicii mele. Zic, de unde are ea bunătatea aia și pacea aia și forța aia de a răbda toate? Și atunci mi-am dat seama mai târziu, era ancorată în Hristos. Și avea forța asta tocmai din legătura cu Hristos. S-a racordat la izvorul păcii, la liniște. Cumva e nevoie de foarte multă înțelepciune și delicatețe în relația cu copiii. Uneori și hotărâre, într-adevăr. Dar mustrarea să fie, să zic așa, într-un procent mult mai mic decât bunătatea și îndemnul. Cu bunătate, cu... smerenie, cu rugăciune la Dumnezeu, să cereți rugăciune de la înțelepciune de la Dumnezeu. Doamne, luminează-mă că nu mai știu ce să fac cu copilul ăsta, ce să-i spun, cum să-i spun, ce să fac. Vorbiți foarte mult cu Dumnezeu și o să rămâneți surprinși. Cuvântul vostru va avea putere. Nu va fi un cuvânt pe logică omenească, ci tocmai pe temelia duhovnicească. Și cuvântul duhovnicesc este viu, lucrător, are putere și îl schimbă pe celălalt. Și copilul, chiar dacă la vârsta adolescenței vrea să cocheteze și el puțin cu lumea, să împretenește, mai vede o țigară, mai vede o beție, mai nu știu ce, își dă seama unde trebuie să întoarcă. Are experiența. Știe cum îi. Pentru că a văzut-o pe mamă. Cu câtă drag și cu câtă bucurie se ruga în fața icoanei. Aceste mici gesturi, iubiților, de a prinde candela, de a săruta icoana, crucea o cinsti, rămân adânc în sufletul copiilor. De aceea avem copii, Maria, care iubesc icoanele. Atâta pupă la icoane de COVID-ul stă la un kilometru de ea. Nu vrea să se apropie, nu suportă. Să vă ajute Dumnezeu să îl bucurați pe Hristos și să țineți cont de cuvântul lui Dumnezeu. Să-l știți pe din afară, dar mai important decât al ști, să-l trăiți. Mai sunt întrebări, Părinte? Nu. Părinte, mulțumim pentru această seară deosebită. Și eu vă mulțumesc, dragilor, foarte că ați fost foarte cuminți și ascultători și aveți două urechi, pe una intră, pe alta ies.
Da. Să vă ajute Dumnezeu și să puneți în practică, să citiți cuvintele ce vi le-am recomandat de la Sfântul Închisorilor, de la Sfântul Siluan, de la Ava Dorotei, de la Părintele Arsenie Boca, cu surlele, cu... Părintele era unul de sinteză, sunt foarte folositoare. Și eu vă mulțumesc, Părinte, că m-ați invitat. Dacă știam că sunt în starea asta, nu cred că aș fi acceptat. Eu am crezut că mă vindec mai repede, dar nu m-am simțit foarte bine în ultima perioadă, dar văd că Dumnezeu mi-a dat putere pentru rugăciunile Părintelui și a dumneavoastră. Vă mulțumesc. Iubiți credincioși, mulțumim Părintelui, vă mulțumim și dumneavoastră că v-ați rupt din cele lumești și ați venit să petrecem această seară frumoasă, duhovnicească, împreună. Părinte, ne-a făcut să simțim așa sentimentul acesta al familiar. Chiar dacă e pentru prima dată când ne vedem unii cu alții, cu o mare parte dintre dumneavoastră, vedem în fiecare dintre cei prezenți imaginea aceea fratelui și a surorii și vedem dragostea aceasta despre care ne vorbește Hristos în Scriptură. Drumul pe care am pornit în seara aceasta cu conferințele duhovnicești nu se va opri aici. Și în săptămâna luminată o să avem o altă conferință cu Părintele Visarion Alexa de la București. Deci în data de 5 mai, în săptămâna luminată, va fi prezent în parohia noastră Părintele Visarion Alexa. Sper să vă rupeți și atunci din timp și să veniți să îl ascultați și pe Părintele, să vă împărtășiți și cu cuvintele Părintelui. Mulțumim, Părinte, Dumnezeu să vă răsplătească gestul acesta pe care l-ați făcut. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Îl rugăm pe Părintele să mai... Să se mai jertfească puțin și să vă miluiască acum la ieșire. Și vă dorim să vă dori cu bucurie fiecarea dintre dumneavoastră. Miruitor, Părinte, mi-aduci? Sau este aici? Să ocupați telefonul și...